De ce ai ales școala de pompieri și de ce nu ceva mai feminin? Mi s-a părut o meserie mai dinamică. Așa e felul meu de a fi. Nu-mi place să stau sau... Îmi place să am contact cu oamenii, să am multe... să cunosc mulți oameni, să văd multe lucruri noi. Când ai hotărât să vii la școala de pompieri? Când s-a afișat că sunt locuri pentru fete. Erai pregătită atunci că probele fizice am înțeles că au fost extrem de dure. Nu chiar, dar am muncit, am făcut antrenamente aproape zilnic și cam 7 luni. Cum este să fii înconjurată de atât de mulți băieți, peste 200, 295 chiar? Păi, nu știu ce să zic, ne-am acomodat, băieții sunt drăguți cu noi, ne ajutăm între noi, nu e... Ce te vei face dacă într-una din intervențiile unde vei fi chemată se va afla cineva apropiat ție? Crezi că vei avea puterea să intervii sau îți vei ruga colegii? Nu m-am gândit la asta. Cred că aș avea puterea să intervin și să fac tot posibilul să fie bine.